Ciprian Deac, după o vacanță destul de scurtă și după un titlu foarte muncit, un titlu cu emoții în ediția trecută, spune cum a fost vacanța, în primul rând, și cum Da, ți-ai petrecut-o. după cum ai spus și tu, a fost o vacanță scurtă, dar în ultimii ani m-am obișnuit cu aceste vacanțe de maxim 2 săptămâni. Perioada este foarte scurtă, începe noul sezon foarte repede, cupele europene și nu prea avem foarte mult timp la dispoziție, de aceea începem foarte repede. Sincer, din punctul meu de vedere, mai mult de o săptămână pentru mine e perfect, o săptămână după care începe să vină dorul de colegi, de gazon, de tot ce se întâmplă la Nu acest club. reziști, da? Fără Da, lucrurile nu astea. rezist. Tot timpul am spus că CFR-ul este a doua casă și mă simt extraordinar la acest Cum ți-ai petrecut săptămâna asta, să zicem, liberă? Cu familia? Ați plecat pe undeva? V-ați relaxat sau a stat tot în Cluj? Am avut 2 zile în care am plecat din Cluj, dar, după cum știți, noi sportivii de-a lungul unui an de zile suntem foarte mulți plecați, suntem în avioane, hoteluri și pentru mine cea mai frumoasă vacanță e să o petrec acasă. Cum e familistul Ciprian Deac, da? Fiindcă toată lumea îl știe pe fotbalistul Ciprian Deac, pe toate fațetele lui, cum e familistul Ciprian Deac? Și în vacanță, și în timpul sezonului? Da, îmi petrec foarte mult timp cu familia, cu fetele mele. După cum ai spus și tu, sunt chiar un familist. Îmi place să-mi petrec foarte mult timp cu ele. Îmi fac datoria de tată până la urmă, pentru că sunt foarte mult plecat și când am ocazia să fiu acasă, îmi petrec foarte mult timp cu ele și îmi place să le văd cum se dezvoltă, cum cresc, cum cresc lângă mine, practic. Ai două fete, da, al căror nume îl ai și tatuat pe picioare, da, Da. Giulia și Natalia. Ce vârstă au fetele? 7 și 3 ani. Și cum, mai te joci cu păpușile, mai ieși cu ele în oraș să se plimbe cu bicicleta, le mai pui filme de desene animate, urmăriți împreună? Da, Toate lucrurile astea sunt familiare acasă, da? avem diverse activități. Încerc cât de mult să le scot la mișcare, pentru că știu cât de mult înseamnă și pentru ele și pentru organism să facă mișcare și să-și consume energia, practic. Pe cea mare ai încercat deja să o dai undeva la un sport la 7 ani? Cea mare, din ce am observat, cred că are o înclinare spre dansuri, spre muzică. Eu cred că în partea aceea va merge, dar că este foarte tânără și, după cum știi, copiii se pot schimba de la o săptămână la cealaltă. Tu cum stai cu muzica? Ai voce? Ești un artist și pe zona asta muzicală sau mai puțin? Eu pot să zic doar că bine că m-am făcut fotbalist. Ok, bun, hai să ne întoarcem la fotbal. Al 7-lea titlu în palmaresul tău, deja te apropii de Marius Lăcătuș, care este omul care deține recordul absolut cu 10 titluri. E loc să-l ajungi pe Marius? Trebuie să mai tragi un pic de tine. Sincer, va fi foarte greu pentru că e clar că timpul nu mă va ierta. Simt din ce în ce mai mult vârsta, simt că recuperarea se face mult mai greu. De exemplu, înainte, după un meci, la 24 de ore eram fresh, pregătit de următorul antrenament. Acum am cam nevoie de 2 zile Deci s-a dublat cumva S-a perioada, da? dublat. Eu cred că aici se face diferența între un jucător tânăr și un jucător mai în vârstă, pentru că trebuie să fii mult mai atent cu ce faci în afara terenului și perioada de refacere. Aici cred că se face diferența, pentru că simt că pot alerga la fel, simt că nu mi-am pierdut din forță, nu n-am pierdut nimic, practic. Doar perioada de refacere acolo cred că se simte cel mai mult. Bun, ești recunoscut drept un fanatic al pregătirii fizice din punctul ăsta de vedere și toată lumea vorbește despre treaba asta. 36 de ani, însă spuneai și tu că vârsta nu iartă orice ai face. Mai ai contract cu CFR-ul până în 2024, dacă nu Da. greșesc eu, adică încă 2 sezoane de acum înainte.
Ți-ai făcut deja planul ăsta, 2024 e deadline-ul pentru tine? După cum ai spus și tu de sală. Niciodată n-am făcut sală, nu știu, să demonstrez cuiva ceva sau să arăt bine sau să pozez în nu știu ce reviste. Am făcut sală și fac sală în continuare pentru a mă menține într-o formă fizică foarte bună. Dar cel mai important e pentru mine, de când am început să fac sală, n-am avut niciodată o întindere musculară și acest lucru, nu știu câți jucători se pot lăuda. Pentru că chiar am avut grijă de organism, de perioada de refacere, după cum spuneam, este foarte important după antrenament, ce mănânci, somnul este foarte important și sala este importantă, dar tot timpul le spun jucătorilor tineri să aibă grijă ce fac în afara terenului, nu în teren, pentru că aici sunt supravegheați, toată lumea îi vede, sunt și ei atenți, e important ce fac atunci când nu-i mai vede nimeni și ce fac acasă, pentru că din ce văd eu și cum îi simt pe jucătorii tineri, avem jucători de mare viitor și eu îmi pun mari speranțe în ei. Reformulez, 2024 e finalul? Dacă simt că voi mai putea juca la un nivel bun, cu siguranță voi continua. Dacă simt că nu voi mai putea juca la un nivel bun, sunt primul care voi ridica mâna. Nu vreau să țin locul cuiva în teren, nu vreau să fiu doar la număr. Îmi place să ajut echipa. Tot timpul am fost un jucător care am pus echipa pe primul loc, nu m-am pus niciodată pe mine și eu cred că aici la CFR tot timpul echipa a fost mai importantă, nu ce jucători au jucat și nu întâmplător am câștigat așa multe campionate. A fost un final de sezon cu emoții, da? Unde crezi că s-a făcut diferența? Pe la urmă, dincolo de rezultatele care v-au ajutat, a fost un moment care a contat decisiv în ecuația asta a finalului de sezon precedent? Da, momentul a fost când ne-au fost luate punctele. Eu cred că dacă nu se înjumătățea, campionatul era gata de mult. Dar ăsta e sistemul, trebuie să-l acceptăm și noi am profitat de acest sistem. Da, cred că momentul cel mai important a fost atunci când am pierdut noi două meciuri și am fost ajunși din urmă. Eu cred că dacă nu pierdeam la Craiova și făceam un rezultat de egalitate aici cu FCSB, campionatul era gata. Am avut acele două meciuri slabe, în care am spus mereu că în play-off se va juca alt campionat și orice greșeală te va costa, pentru că joci pe 3 puncte. În campionatul regulat joci pe 1.5. Sunt deja propuneri din partea clubului ca după finalul carierei să intri pe o anumită pistă administrativă. Ai deja oferte din zona asta sau așa, idei din zona asta? Da, am avut câteva discuții, dar sincer prefer să mă focusez pe ceea ce am de făcut ca jucător. Încă iubesc ceea ce fac, îmi trăiesc visul, să zic așa, pentru că de mic am visat să fiu fotbalist. Vin la antrenament cu plăcere, e o plăcere în fiecare zi, am motivație. Sincer, mă simt ca la 20 de ani, parcă acum încep să debutez așa emoții am la fiecare meci și așa bine mă simt. E mare lucru ăsta, fiindcă sunt puțini jucători care arată plăcerea asta și în antrenamente și în meciuri. Ești de acord? Da, pentru că din moment ce îți propui an de an să câștigi campionatul, simți o anumită presiune și de acolo cred că vine și plăcerea. Pentru că dacă jucam la o echipă care, nu știu, se mulțumea doar cu mijlocul clasamentului, poate nu mai era acea motivație. Dar jucând la un club important în România și având obiective în fiecare an, obiective înalte, e și normal să fie acea plăcere și mă bucur că am jucat atâția ani aici și mă bucur că acest club și-a propus an de an să câștige campionatul. Ce își propune să facă Ciprian Deac după ce va agăța ghetele în cui? Va fi un gest fatalmente care va sosi la un moment dat? Ai deja niște proiecții de carieră, presupun?
Da, dar sincer nu m-am gândit așa serios. Chiar vorbeam cu foarte mulți prieteni și îmi spuneau să mă gândesc și ce o să fac după. E clar că practic va începe o nouă viață. Nu știu, mi-ar place să rămân în fotbal. Acum nu m-am gândit pe... Antrenorat, administrație, adică zona asta de antrenorat te atrage mai degrabă sau decât zona de administrație? Nu știu dacă mă văd neapărat antrenor. Eu cred că și pentru antrenor ai nevoie de anumite calități și cred că în acest moment eu nu le îndeplinesc. Poate după ceva vreme voi lua pe această cale, dar în momentul de față cred că nu sunt pregătit să fiu antrenor, nu, după cum spuneam, nu am acele calități și nu știu, voi vedea, pentru că sincer mi-am mai propus să joc încă minim 2-3 ani de zile. Adică nu te-ai apucat deja să-ți faci fișe, să îți arhivezi tot felul de antrenamente sau le-ai arhivate în Nu, minte, probabil, la nevoie. am schimbat așa mulți antrenori și am lucrat cu foarte mulți antrenori buni încât am luat așa de la Câte un pic de la fiecare. fiecare. Exact. Hai să luăm așa câțiva antrenori din cariera ta, fiindcă am ajuns la capitolul ăsta, să ne spui un pic ce ai furat de la fiecare și cu ce te-a impresionat fiecare și hai să începem cu Dan Petrescu, da, cel cu care lucrezi în prezent. Da, acum toată lumea știe că e un antrenor foarte bun și nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. E interesant cum îl percepi tu, da? Da, mie îmi place foarte mult de dânsul pentru că chiar se dedică acestei meserii. Îl văd că vine de dimineață și pleacă seara. Pentru mine este un mare lucru să-l văd efectiv că își dă viața pentru acest club și nu întâmplător a avut rezultate și are rezultatele care, după cum știți, campionate câștigate, pe unde a fost, a crescut echipa, deci are rezultate foarte bune ca și antrenor. Dacă ar fi să-i atașezi un singur cuvânt care să-l caracterizeze pe Dan Petrescu, care ar fi acela? Seriozitatea. Cred că acest lucru ne transmite și nouă și CFR-ul asta transmite și prin jocul nostru. Nu suntem o echipă foarte spectaculoasă, o echipă care să dăm 5-6 goluri pe meci. Suntem o echipă care stă bine în teren, foarte serios, o echipă care muncește foarte mult și... Andone. Da, cu domnul Andone am avut o relație foarte bună, un antrenor foarte bun. Tot timpul m-a impresionat la dânsul cum jucam și cupele europene, efectiv schimba toată echipa. Nu conta că jucam la acea vreme cu Rapidul, cu Steaua, cu... Avea Curajos cumva. curajul ăla de antrenor și schimba toată echipa. După cum vedeți, mulți antrenori când sunt meciuri din 3 în 3 zile, încearcă doar să menajeze 2-3 jucători. Domnul Andone schimba toată echipa și avea și rezultate foarte Un bune. singur cuvânt și la Ando. Nu știu, cred că curajul, Curajul. da. Magat. Ah, magat. O altă poveste, da? O altă poveste, da, un antrenor foarte sever, cu antrenamente foarte dure, cu un antrenor care se bazează foarte mult pe partea fizică și eu cred că tot campionatul din Germania e un campionat care echipele sunt foarte mult angrenate într-un joc de forță, un ritm foarte susținut și, după cum vedeți, și minutul 90 așa leargă parcă atunci a început meciul. Ce ți-a lipsit în perioada Schalke? Acum, văzând cu ochii de acum, cu maturitatea de Na, acum, ce? mintea. Deci dacă ai luat de la capăt experiența Schalke, ți-ai resetat mintea, ca să zicem, da? Da, eu sincer cred că în acea perioadă nu realizam la ce nivel am ajuns, cu ce jucători mă antrenam, pentru că erau jucători care au câștigat campionatul mondial, Champions League. Da, Neuer, Huntelaar, da? Ovedez, Raul, Grei, Draxler, numai grei. da. Ce ai greșit concret în perioada Schalke? Da, am mai spus-o de nenumărate ori. Nu eram concentrat în acea perioadă, nu-mi stătea mintea la fotbal. Și acest lucru m-a costat, pentru că acolo, dacă nu mergeai în fiecare zi pregătit de antrenament, se vedea acest lucru. Pentru că eram foarte mulți jucători
adus și în acea perioadă, dacă nu mă înșel, undeva la 40 de jucători, concurența era mare, nivelul era mare și nu stătea nimeni să te aștepte, cum se întâmplă în România, cu mulți dintre jucători în care ai răbdare cu ei, acolo nu se întâmplă acest lucru. Povestea la un moment dat Florin Manea un episod drăguț așa de la negocierile cu Magat, când s-a negociat inclusiv salariul tău și, mă rog, povestea cum s-a ajuns de la 25.000 la 35.000 de euro și la fel spunea, povestea Florin Manea că i-a spus la un moment dat: Florine, dar nu e puțin 35.000 de euro? Da, păi dacă stau bine să mă gândesc, în acea perioadă erau salarii foarte mari. Bine, aveau jucătorii care au făcut ceva pentru acest sport și jucători consacrați, era normal. Dar, sincer, în acea perioadă nu m-a interesat neapărat banii. Vreau doar să cresc, să mă dezvolt ca și fotbalist, pentru că mi-am dat seama că eram mult sub nivelul echipei și din punct de vedere fizic, din toate punctele de vedere. Pentru că era alt nivel. Ne întoarcem la CFR Cluj. Urmează un sezon din nou provocator. Evident, cu mare așteptare a Champions League, da? Aici este marea bătălie în prima parte a sezonului. Clubul se zbate să facă mutări importante în lot ca să întărească grupul pentru Champions League. Anul trecut a fost un sezon nefericit din punct de vedere al Champions League. Anul ăsta, cum simți că se coagulează grupul pentru următoarea ediție de Champions? Da, eu cred că asta e dorința tuturor, să mergem cât mai mult în această competiție. Dar totodată trebuie să fim și realiști, să nu ne mințim singuri. Este o competiție grea și cu cât avansezi în următorul tur, ne va fi foarte greu. Dar nu imposibil, eu cred că toată lumea își dorește și mai ales patronul nostru să ajungem într-o grupă de Champions League. Va fi foarte, foarte greu, dar nu imposibil, că în fotbal se pot întâmpla foarte multe. Eu, din punctul meu de vedere, cred că mai realist ar fi grupele Europa League. Cam acolo m-aș vedea eu și cred că acolo ar fi cam punctul care trebuie să-l atingem. Conference League ar fi o, să zicem, un eșec, oare? Nu știu. Cum privești eventual alunecare în conference? Nu știu dacă ar fi neapărat un eșec, dar un eșec financiar, cu siguranță o diferență financiară ar fi, da, raportat la premiile care vin de la UEFA, da? Da, un eșec financiar ar fi, dar totodată cred că va fi și o gură de oxigen. Nu știu, eu zic cel mai important lucru să luăm fiecare meci în parte și să încercăm în Champions League să mergem cât mai sus, pentru că dacă vom urca câteva tururi, ne va fi mult mai ușor dacă vom cădea din acea competiție. Ce nebunie ar fi pregătit să facă Ciprian Deac dacă totuși veți reuși să accesați grupele Champions League? Nu știu, părul vopsit, baie cu uști, un camion de șampanie. Da, aș fi în stare de orice, pentru că e clar că acolo ne dorim să ajungem toți. Aș fi în stare de orice, dar v-am spus, trebuie să fim realiști și eu cred că dacă vom ajunge în acea competiție, să ajungem în grupe, va fi o adevărată minune. Bun. Hai să lămurim și un subiect care a rămas așa cumva în aer și răspunsurile tale în timp au fost foarte diplomatice. Ești în general un băiat care vine cu răspunsuri diplomatice atunci când sunt subiecte sensibile. Echipa națională. Inclusiv acum, recent, au fost discuții, cred că Daniel Stanciu a spus recent că tu ai fost cel care a anunțat selecționerii și pe Edi Ornescu și pe cei trecuți: domne, nu mă mai chemați că nu mai vin. Asta a fost realitatea? A fost o decizie din partea ta sau a fost decizia selecționerilor că nu te-au mai convocat din X motive? Da, e bine că ai atins acest punct, pentru că vreau să lămurez lucrurile. Eu nu m-am retras de la echipa națională, nu am spus așa ceva. Chiar după ultimul meci cu FCSB-ul, când m-ați întrebat și voi,
așa am simțit în acel moment și mie îmi place să fiu un om foarte sincer și să nu mă mint. Așa am crezut că sunt jucători pe postul meu peste mine ca și valoare și că ar merita mai mult să fie în locul meu acolo. Dar nu m-am retras niciodată. Domnul Edi Iordănescu poate confirma acest lucru și ultima discuție care am avut-o cu dânsul la telefon. Nu, într-adevăr, am avut mici supărări înainte legate de echipa națională, dar nu cuvântul meu nu a fost să... Adică n-ai transmis niciun selecționer, domne, gata, nu mai mă chema când mai zic, da? E o adevărată mândrie să îmbraci acel tricou și emoțiile unui meci jucat pentru echipa națională, doar noi jucătorii și cei care fac parte din staff-ul echipei naționale înțeleg acest lucru. Și dacă la 40 de ani va fi nevoie de mine să mă duc la echipa națională, mă voi duce, pentru că am spus mereu, echipa națională nu se refuză și e cea mai mare mândrie pentru un fotbalist să îmbraci tricoul echipei naționale. În ce au constat nemulțumirile tale la un moment dat legat de echipa națională? Că ai spus că ai avut anumite subiecte care te-au destabilizat, da, așa interior, probabil. Au fost câteva supărări și nu am vorbit cu foarte multă lume și prefer să le țin pentru mine, dar, repet, echipa națională nu se refuză și deși acum mi se face pielea de găină când vorbesc de echipa națională. E cel mai frumos lucru ce se poate întâmpla unui fotbalist să joci pentru echipa națională. Bun, prin urmare mesajul așa, dacă Edi Iordănescu sau cine va fi selecționer îl cheamă pe Ciprian Deac, nicio problemă, ești la Mogoșoaia, da? Ăsta e mesajul clar în momentul ăsta, am înțeles corect? Mesajul e, dacă la 41 de ani va fi nevoie de mine, mă veți suna, mă voi ridica din pat și voi veni cu mare plăcere. E o decizie care... Spuneai tu mai devreme că ai avut acea declarație la finalul sezonului care a lăsat această umbră, da, în jurul acestui subiect. Acum ai devenit mult mai hotărât după ce ai văzut ultimele meciuri ale echipei naționale sau nu are nicio legătură una cu alta? Nu, nu are nicio legătură una cu alta. Eu chiar vreau să le transmit un mesaj. Sunt alături de ei, știu ce înseamnă pentru ei aceste două înfrângeri și cât de mult suferă. Eu ca și fotbalist, și după ce mă voi lăsa, nu o să vorbesc niciodată, și țineți minte ce vă spun acum, nu o să vorbesc niciodată un fotbalist de rău, pentru că știu cât de multe sacrificii face un fotbalist de performanță și mai ales cei care sunt la echipa națională. Sunt considerați cei mai buni jucători și cei mai în formă și ei fac sacrificii foarte mari să ajungă acolo. Să știți că nu e ușoară viața de sportiv. Poate din exterior pare totul ușor, totul frumos, bani mulți, faimă, dar nu, în spatele acestei imagini este foarte multă muncă și foarte mult sacrificiu. Și, după cum spuneam, sunt alături de ei, sper să la următorul meci să câștige, să-și revină în primul rând moral, pentru că eu cred că de asta are nevoie în momentul de față echipa națională. Nu au uitat fotbalul de pe o săptămână pe alta. E o presiune pe ei, îi înțeleg, dar am mare încredere în acest grup că și în selecționer că o vor scoate la capăt. Bun, Ciprian, frustrante până la urmă nu sunt rezultatele, da? Că se mai întâmplă, da? Nu este nicio echipă în lume care să câștige non-stop. Frustrante pentru public, pentru media, pentru tot ce înseamnă fotbalul românesc, este atitudinea unor jucători, din care au izvorât inclusiv aceste rezultate. Crezi că avem o problemă de atitudine la un moment dat? Din punctul meu de vedere, nu. Poate uneori când privi meciul de la televizor, ai senzația că chiar chiar le lipsește atitudinea, dar să știți că în unele momente intervine și neputința. De multe ori vrei și n-ai de unde, dar să mai dai. Exact, și de aceea se transmite și acest lucru de echipa nu-și dorește, echipa nu e motivată. Mie mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori să vreau foarte mult și să nu mai pot arăta nimic, pentru că sunt momente în viața unui sportiv, în viața unei echipe,
nu poate fi totul constant. Din păcate, în acest moment echipa națională nu este în cea mai bună formă, dar eu sunt conștient și sunt 100% sigur că toți băieții de acolo vor, toți băieții dau 100%, dar așa e ca și în viața unei familii, nu e totul roz și nu e totul cum vrei să-ți iasă, dar repet și vă spun sincer că am mare încredere în jucătorii care sunt la echipa națională, în jucătorii tineri care vin, avem jucători de mare valoare și eu cred că în scurt timp echipa națională va crește. Spune-ne trei jucători din Liga 1, tineri, da, sub 23 de ani, să spunem, care îți plac și care îți oferă încredere. Evident că o să încep cu niște colegi de la CFR, dar o să te rog, poate nominalizezi și din alte părți. Da, eu cred că Petrila, toată lumea a vorbit de el și îl cunosc foarte bine. E un jucător care are foarte mare potențial și sunt sigur că va ajunge la un club important. Am mai discutat cu el, va mai trebui să lucreze și la partea fizică, pentru că e un jucător care nu îl ajută foarte mult fizic, e un jucător care se bazează mai mult pe tehnică, pe viteză, dar cu timpul, când și corpul lui va atinge maturitatea necesară, va pune forță și da, Tavi Popescu e un jucător foarte talentat, un jucător cu o tehnică extraordinară și el în scurt timp va face pasul spre o echipă mare și sper ca jucătorii care vor face pasul spre echipele importante din Europa și să rămână acolo, să crească, pentru că doar așa ne putem dezvolta și noi ca și națională. E foarte important ca jucătorii care merg afară să joace meci de meci, să vină cu plusul ăla de care are nevoie echipa națională. E o concurență cu Tama și cu Săpunaru care rezistă mai mult? Nu, eu văd și pe ei că încă joacă cu plăcere și Tama și Săpunaru sunt jucători care au jucat la un nivel înalt, jucători care au câștigat trofee și mă bucur pentru ei că încă văd că o fac cu plăcere și o fac foarte bine. CFR-ul simți că are resursele să obțină și al șaselea titlu consecutiv? Va fi probabil un sezon mai complicat, da? Și Rapidul, deși n-o spune, deja așa pune nasul spre titlu, da? Poate un pic cam devreme pentru ei, dar ambiția e acolo, da? Eu cred că va fi un campionat mult mai interesant, pentru că am văzut ce transferuri s-au făcut. Multe echipe se vor bate la campionat, chiar dacă nu o vor spune, după cum ai spus și tu. Cred că și Rapidul va fi o echipă care va avea un cuvânt de spus, pentru că au un public extraordinar în spate, cu noul patron, cu noile investiții care se vor face. Va fi un club care își va pune amprenta pe următorul campionat. Și Sepsii, la fel, e o echipă. Crezi că Sepsii va încerca să tragă la titlu așa cu discreție? Acolo e un club așezat, da, care și-au programat pașii cu mare atenție. Crezi că titlul îl au pe radar sezonul ăsta tot așa, încet, încet? Eu cred că după câștigarea cupei au simțit și ei ce înseamnă să câștigi un trofeu. Au prins gustul, da? Exact. Și eu cred că va fi o echipă care se va bate la campionat. Va fi un campionat interesant. Noi vom avea din nou de apărat un nou trofeu. Ne place acest lucru. Chiar după ce s-a încheiat campionatul, când s-a tras linia și am ieșit campioni, la câteva zile, mulți dintre colegii mei vorbeam de ce se va întâmpla următorul campionat. Am gustat din acea bucurie doar câteva zile, după care gândul nostru a fost ce se va întâmpla în următorul campionat și mă bucur că gândesc așa. Așa trebuie să gândească un adevărat profesionist și anul acesta ne vom bate clar la campionat și sperăm să nu lăsăm cupa să plece. Ultimele întrebări cu mulțumiri pentru răbdare. Ai jucat și tu la Rapid, da? Știi ce înseamnă nebunia de acolo, da? Ai simțit inclusiv teama de a fi luat la fugă pe calea ferată, da? Probabil că rămâne aceeași presiune acolo pentru Rapid. Da, e clar, pentru că e
presiunea care o pune fanii de acolo și îi înțeleg perfect, pentru că atât timp cât acei fani vin peste tot, au fost și în Liga 4, Liga 3 cu ei peste tot, e normal să pună presiune și să ai așteptări. Și cu acel stadion încă n-am apucat să joc pe el, dar din ce am văzut la televizor e un stadion frumos, un stadion mic, cochet. E clar că Rapidul va fi o forță în acest campionat. Revine derbiul CFR-U, da? Revin orgolile, revin pasiunile, sperăm să nu revină și ciocnirile de stradă, da, între suporteri. Da, ar fi păcat, dar eu nu mă bucur foarte mult că au reușit să revină în prima ligă. Mi-era dor de acele derbiuri, vor fi derbiuri frumoase și mă bucur în primul rând pentru orașul Cluj, că încă o echipă a făcut pasul în prima ligă. Eu cred că toată lumea are de câștigat, în primul rând orașul, pentru că este un oraș frumos, un oraș în care mulți jucători care vin nu mai vor să plece, mulți vor să se stabilească aici la Cluj. E un mediu frumos, sunt oameni frumoși și mă bucur că fac parte din acest oraș și că trăiesc în acest oraș. Referitor la derby, aștept meciurile cu ei, sper să nu fie lucruri care nu fac cinste sportului, cum s-a întâmplat în anii trecuți, dar din ultimele confruntări chiar n-au mai fost probleme și suporterii lor s-au comportat bine. Hai să încheiem, te rog, spunându-ne ce mesaj l-ai transmis colegilor tăi acum la reunire, în vestiar. Ești o voce care evident se aude acolo în cabină. Ce le-ai spus băieților? Ar fi interesant să ne spui și nouă cam care e mesajul la începutul unui nou sezon pentru colegi, pentru echipă. Da, mesajul este foarte simplu și îl știu majoritatea dintre colegii mei. Tot timpul am spus ciocul mic și muncă multă. La fotbal nu e niciun secret, nu inventăm noi alt sistem, nu putem juca mai mulți jucători sau la fotbal, dacă ești concentrat și muncești zi de zi și până la urmă faci ceea ce îți place și cred că e cea mai frumoasă meserie de fotbalist, adică să faci un lucru, să faci o meserie cu plăcere, ce poate fi mai frumos? Și asta le spun și colegilor mei. Suntem foarte norocoși și ar trebui să-i mulțumim, Doamne, Doamne, în fiecare zi, pentru că chiar suntem norocoși și chiar e o meserie foarte frumoasă să faci ceea ce îți place, pentru că văd foarte mulți din prietenii mei care nu sunt sportivi, merg la fotbal și mulți oameni în vârstă care merg la fotbal pe terenurile sintetice și văd cât de mult se bucură când joacă fotbal. Dar noi care jucăm zi de zi și suntem și bine plătiți pentru ceea ce facem, ce poate fi mai frumos? Și da, referitor la ce m-ai întrebat, acest club cred că prin vocea jucătorilor, a antrenorilor, a conducerii s-a vorbit foarte puțin și s-a făcut foarte mult. Și la fel vreau și în acest campionat să vorbim foarte puțin și să facem foarte mult în teren. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Deac, și pot obține promisiunea unui interviu la fel de interesant când vei avea convocări la echipa națională la 41 de ani? Ești primul care te voi suna și eu te voi ruga să vii să-mi iei interviu. Mulțumesc foarte mult, Ciprian Deac. Cu mare drag.